Chirița în provincie, de Vasile Alexandrei. Personaje: Chirița, Bârzoi, soțul ei, Guliță, copilul lor, Luluța, o fată orfană, Safta, sora lui Bârzoi, domnul Charles, profesor de franceză, Leonaș, Ion, fecior boieresc. Piesa debutează cu intrarea Chiriței în scenă, călare pe cal. Ea este întâmpinată de niște țărani care se plâng de fiul ei Guliță. Aceasta nu ia nicio măsură, ba mai mult, răspunde cu indiferență doleanțelor acestora, adresându-se cu apelativele țărănoi, mojici, luându-i apărarea sufletelului. Este ajutată să coboare de pe cal de domnul profesor Charles, considerându-se o persoană ușurică precum o pană. Aceasta l-angajase pe domnul Charles să-l învețe pe Guliță limba franceză pentru a fi în pas cu moda, dar și din dragoste față de băiatul ei, trecând peste incultura acestuia. Tot datorită modei, învățase să călărească cu prețul unor numeroase căzături, dar învățase singură și limba franceză. Încercarea ei de a învăța singură această limbă poate fi apreciată până în momentul în care intră într-o conversație cu Charles, inserând atât termeni românești cât și străini. La un moment dat, Ion îi aduce Chiriței un răvaș. La început vrea să-l ia, dar, aducându-și aminte că trebuie să respecte moda de la Iași, se răstește la Ion și cere să îi aducă răvașul pe o tavă și un șervet. În ciuda uimirii Saftei, cumnata ei, Chirița își păstrează curiozitatea pentru a citi răvașul, justificându-și actul prin dorința de a introduce civilizația și în provincie. Ion îi aduce acesteia răvașul, dar forma de prezentare este total diferită decât îi ceruse Chirița. Răvașul este acoperit sub șervet și sub tavă. Răvașul se dovedește a fi de la soțul ei, Bârzoi, care o anunță că s-a izprăvnicit, că neamul lor s-a înălțat și că trebuie să își ia la târg tot neamul, dar și curcanul cel bătrân Caplocon. Imediat intră și Luluța în scenă, o fată orfană pe care Chirița o crescuse și pe care aceasta dorea să o căsătorească cu fiul ei, întrucât copila moștenise o avere considerabilă, chiar dacă fata avea abia 16 ani, iar Guliță 15. Chirița nu consideră vârsta un impediment. Guliță este într-adevăr îndrăgostit de Luluța, doar că aceasta nu-i dă nicio atenție. Își face apariția un prieten din copilărie al fetei, cu care ea s-a înțeles mereu bine, și anume Leonaș, iar cei doi plănuiesc să se căsătorească. Între timp, Guliță este aruncat de pe șaua calului în încercarea lui de a o impresiona pe Luluța. Acesta se trezește, răspunzând cu o replică în franceză, trântisiuon, la întrebarea Chiriței, cum se spune în franceză, o teribilă trântă. Auzind aceasta, Leonaș, prietenul de taină al Luluței, izbucnește în hohote de râs. Pentru simplu motiv că a râs de Guliță, Chirița interzice definitiv acestuia să o mai viziteze pe fată. Actul al doilea. Chirița laudă de viața de isprăvnicească, mărturisindu-și dorința ei cea mai mare să plece de la Paris pentru că s-a săturat de Moldova. Bârzoi intră în scenă fiind nemulțumit că trebuie să poarte haine nemțești strâmte impuse de Chirița, la care se chinuie câte un ceas pentru a se îmbrăca, doar pentru că așa e moda. Aflăm din discuție că aceasta, de când a devenit isprăvnicească, nu mai dorește să gătească, servește masa după ora 5, cum e moda la Iași, toate acestea fiind în concordanță cu noul statut. Leonaș, îmbrăcat în haine de ofițer și purtând mustăți false, vine în casa lui Bârzoi, pe motiv că are niște treburi urgente de rezolvat în zonă, cerând găzduire. Bârzoi, fiind convins că este un spion trimis de la centru, acceptă fără nicio rezervă. Acesta îi face avansuri Chiriței, mărturisindu-i că a visat-o, îi adresează complimente, o compară cu o narcisă și îi cere o dovadă a iubirii sale, un portret, căci altfel jură că se împușcă în fața ei, scoțând un pistol de ciocolată. Chirița, speriată, scoate un portret mare din sân și îl dăruiește lui Leonaș. Odată pus în aplicare planul său de răzbunare, Leonașii se arată Luluței, reînnoindu-și declarațiile de dragoste unul altuia. Află de la fată intențiile Chiriței de a o căsători cu Guliță pentru a pune mâna pe avere. Leonașii propune să fugă amândoi și să se lase să se facă nevăzuți, este însă depistat de Chirița, care îl dă afară. Abia acum Chirița realizează ce prostie făcuse.
Leonard se întoarce îmbrăcat în costum de bricicar, cerând audiență la ispravnicul Brzoi. Este întâmpinat de Ion, care după ce află că acesta nu are peșcheș, îl sfătuiește să se caute măcar de o carboabă, căci altfel nu va fi primit. Îi aduce chiar el un curcan bătrân, pe care mărturisește că l-a vândut de 57 de ori și îl convinge pe Leonard să-i dea carboaba în locul curcanului. Leonard se prezintă lui Brzoi, drept Piciu Bricicarul de la Iași. Îi spune că s-a pornit din oraș cu o actriță, într-o fugă de cal, dar că nu l-a plătit, motivând că, din pricina lui, era să cadă din căruță de 5 ori. Brzoi, curios să o cunoască pe actriță, acceptă să meargă la Pitariu Chirculici să-i grăiască ca părinte ispravnic să nu lase păgubași pe Leonaș. Tocmai când se plece, Chirița îl recunoaște pe Leonaș cel deghizat și mărturisește că vecinul lor s-a pornit de 3 zile la moșie și a pus să-i îngrijească casele. La petrecerea de logodnă, Leonaș vine de data aceasta deghizat în actriță, dându-se drept sora lui Leonaș, pretinzând că își caută fratele, de la care ar vrea să afle unele informații. Leonaș, apropiindu-se de Luluța, îi mărturisește cine este de fapt și o roagă să oprească nunta. Luluța simulează o criză de nebunie, vrea să-l muște pe Guliță, după care începe să valseze singură. Apoi cere să fie căsătorită cu Leonaș, deghizat în femeie. Pentru a nu o supăra și mai tare, Chirița nu are încotro și acceptă, cerându-și chiar scuze față de madame, crezând că aceasta s-ar putea supăra. Văzând-se căsătorit cu Luluța, Leonaș își dezvăluie adevărata identitate spre stupoarea Chiriței. Pentru a fi sigur că primește binecuvântarea bârzoienilor, Leonaș îi șantajează pe Brzoi cu dovezile necinstei sale, iar pe Chirița cu portretul pe care îl dăruise ofițerului. Leonaș, devenind între timp ispravnic în locul lui Brzoi, îi înmânează acestea din urmă demisia forțată pe care o primește de la centru. În final, toată lumea este nevoită să sărbătorească. Sfârșit.